Chiar dacă comercianții de flori din piața centrală Câmpina se așteptau ca ziua de dragobete să le aducă vânzări frumușele, lucrurile nu au stat chiar așa. Comparativ cu Valentine's Day, ziua iubirii la român nu s-a bucurat de același succes din punct de vedere comercial. Ce cumpără băieții? Lalele, zambile, trandafiri, freizii. Comparativ cu Valentine's Day, merge mai bine astăzi vânzarea? Nu prea. Prețurile au rămas neschimbate față de Valentine's Day? Neschimbate. Deci aceleași prețuri. Da, aceleași prețuri. Vânzarea e foarte slabă. Adineară a fost primul client, mai adineară un pic, 5 minute. Dar restul clienți noi. Comparativ cu Valentine's Day, să înțelegem că românii nu sărbătoresc, dragobete? Am impresia că ieri a fost ceva, dar azi nimic. Ieri a un pic mai mișcat, dar ieri, azi nici foarte puțin. Prețurile la flori au crescut comparativ cu Valentine's Day? Un pic. În schimb, la capitolul declarații de dragoste, câmpinenii au fost mai receptivi. Știe că o iubesc și aștept. Fac în primul rând soției mele și în al doilea rând fetei mele, care astăzi face 4 anișori. Mulțumesc. Ce da. Doriți să le transmiteți? Multă dragoste din partea mea și să fie sigure că întotdeauna va fi o zi luminoasă în viața lor. Cu iubesc foarte mult, îmi iubesc familia, suntem familii și convinși și să fie mai frumos afară. Tu nu ce să zic? Un singur lume? Te iubesc, mami. Conform tradiției românești, Dragobete este fiul babei Dochia și reprezintă un fel de zeu al dragostei și al bunei dispoziții. Acestuia îi se mai spunea și cap de primăvară sau cap de vară.